Aseară m-am enervat că nu mi-a scris ieri aproape nimic. Că și eu vreau să mă caut. Și când te-a sunat, el n-ai mai răspuns. Da, ca să vadă cum e. Și ai zis că o zi întreagă nu-ți răspund și nu-ți scriu nimica. Ce te gândești? Că nu mă gândesc la tine, nu? Că asta m-am gândit eu, că nu s-a gândit deloc la mine. Nu, dar are și el treabă, frate. Păi da, a zis că s-a trezit și a mers la studio. Până la studio putea să scrie, băi, ești bine măcar. Știi, asta i-am zis. Putea doar pur și simplu, ești bine? Și atâta. Că-ți faci timp, un minut să-i scrii iubitei, mai ales dacă zice că e îndrăgostit de mine și suntem la început, nu? Îți faci timp, un minut. Pentru când te gândești ce să faci. Ralu, da, tu la mine, cheamă pe cine simți. Ralu, las tu prietenile, cheamă pe cine simți. Normal. Și eu cum nu-i face nimic. Ce să ales prieteni? Nu-i face nimic. Ralu. Penone. Forță letală. Pune ceva la nas. A? Pune ceva la nas. De ce? Nu știu. Nu e că cred că a făcut forță baie. Nu, că știa că e camera roșie. Știa că e poc, poc, căldura de acolo. Îți dai seama. Ce faci tu, Pluș? Sunt aici? Ești supi? Sunt ok. Mi-am promis Bianca că nu te chem și mi-e așa puțin. De ce? Ce? De ce ți-e așa puțin? Pentru că eu nu vreau să fac. Dacă era gagică, să mai ziceam. Vezi că-i Bianca la ușă! Stai! Păi, dar de ce ești proastă, Raluca? Vreau, vreau. Dar de ce ești proastă? Ce te bat? Ce mă te dai geamă? Raluca, s***e, dacă mai vorbesc cu tine, pe bune. Hai să vezi, dacă te mai bag în seamă. Ai, ce prost mă simt față de ea. Nu trebuie să te simți prost. Pentru că i-am promis că nu te chem, știi? Dar mă vine să plâng de prost ce mă simt. Mă simt foarte prost. Da, ce ai de tare. Pe bune, mă simt prost rău de tot. Dar... Cred că a plecat. Da, mă simt prost față de ea, pentru că am zis că nu te chem, fiindcă știu că te place și... Și? Nu vreau să fac pe nimeni gelos. Mamă, ce prost, deci nu pot să cred că de prost m-am făcut să mă simt. Doamne, mă simt oribil. În fine, doar vreau să stau cu tine puțin de vorbă, atâta tot. Cum ești? Ieri ai fost ok? Toți băieții, nici n-am vrut să mă uit, toți mi-au zis, hai să ne uităm la interviul lui Daniel de la Teo, hai să ne uităm, hai să ne uităm. Da, eu nu am uitat. Am fost dezamăgită în mare parte. De fapt, a fost doar vina mea, pentru că el... Eu am înțeles ideea principală. El mi-a spus mereu asta, doar că eu... Ai înțeles-o tu cum ai vrut tu. Exact. Ai refuzat. Și ieri, când am văzut aia, am înțeles ce a vrut să-mi spună, de fapt. Și am spus, băi, chiar așa nebună am fost, chiar așa... Dar n-ai fost nebună, ai fost foarte îndrăgostită. Da, și... Ce plușii, când ești îndrăgostit de multe... Toată lumea spunea că e la fel, dar eu îl vedeam diferit. Uite, astăzi promit că o să mă uit, n-am vrut să mă uit, doar mi-au spus băieții s-au uitat ei, nici n-am vrut să ascult, pentru că eu știam că le-am spus și lor, băi, sigur a dezamăgit pe plușii și n-am vrut să mă uit, dar o să mă uit și eu astăzi. Bine, ideea care e? Tu oarecum ai luptat și pentru el să-l aduci înapoi și pentru tine să reziști aici și pentru amândoi și tu acum oarecum ai picat gen toată, tot chinul tău a fost în zadar. Da, adică nu știu, am rămas fără cuvinte, sincer, în fața la videoclip și am spus, accept, adică putea să-mi spună asta, să vină să... Dar poate nu înțelegeam, sau poate a încercat să-mi spună, n-am înțeles-o, dar ieri am înțeles-o. Și mă bucur foarte mult că am înțeles în sfârșit relația dintre noi doi, că este una de prietenie și atât. Mă bucur că își dorește în continuare să fim prieteni, și eu îmi doresc același lucru și... Așa, nu știu ce sentiment am, habar n-am, sunt așa, între, nu... Îți dorești să mai pleci? Nu știu. Cred că aș vrea să lupt în continuare, dar știi care e faza? Că momentan nu am cu cine să fac relații, știi? Și tot stau degeaba. Și eu nu-mi doresc să stau momentan, aici degeaba. Eu nu stau de 3 luni de zile. Da, sunt mulți care nu au relații în casă și stau. Ați aduce aminte Roxy când plângea în hohote și dorea să vreau să plec. Da, și a venit cineva că nu eu să mai aștepta nici ea și a venit cineva compatibil, se înțeleg și sunt foarte așa fericiți. Este. O să vă las
lăsați pe voi să luați decizia. Dacă când vreți voi și considerați că eu nu mai am ce să mai caut aici, vreau să mă votați. Momentan nici eu nu știu ce vreau. O să vă zic în ziua galei. Băi, da, sunt hotărâtă sau m-am răzgândit? Eu dă ce am zis. În momentul de față sunt foarte nehotărâtă, da. Și nu știu nici ce se întâmplă cu mine. Doar mă bucur că mi-am dat seama că am înțeles acest om în sfârșit. Și asta cred că trebuia să o fac de mult, să-l înțeleg. Eu am înțeleg. Încercat să te ajut să înțelegi. Toți, până și el, frate, a vrut să înțeleg. Și am dat seama, chiar am înțeles. Și mă bucur foarte mult că am înțeles. Și acum știu exact ce este între mine și Daniel. Și mă bucur foarte tare. Și eu mă bucur. Ieri am fost puțin trist, am zis, nu m-am uitat, doar am știut că este el acolo. Și am început să primesc mesaje de la ai noștri, că știi că noi avem pe ai noștri. Și toți mi-au zis, dar Doamne, cât de naivă, Doamne, o credeam pe plușii, Doamne, când ai spus tu că el nu vrea nimic, nu te credeam și te acuzam, Doamne. Și atunci mi-am dat seama ce a spus el, că el a spus de fapt că nu o să fie niciodată nimic. Și că nu dorește să se a dat de înțeles că nu vrea să vină, da, în casă. Exact. Și atunci știi ce m-am gândit, mamă, cum să simți plușii care a luptat să-l aducă înapoi și s-a chinuit. Și eu nu te condamn pe tine. Și ți-am luat apărarea și ți-au apărarea în fața tuturor. Tu ai înțeles exact ce a trebuit să înțelegi. Pentru că el din ce a vrut să te menajeze mai mult și să așa, din asta ți-a dat de înțeles că el chiar își dorește să se întoarcă. Da. Eu asta am înțeles, asta am spus. Acum, ce mai vrea să se întoarcă? Dar pentru el n-ar vrea să mai vină pentru mine, fiindcă eu nu cred și că mai îmi doresc. Crezi că ai putea să-l vezi cum că încearcă să cunoască o nouă fată, să se apropie de altcineva sau... Nu, cred că va fi plăcut pentru tine. Da, crede-mă. Probabil pentru amândoi va fi neplăcut. Asta le-am zis și băieților. Băi, plușii este deschis să se cunoască pe cine, să cunoască pe cineva, doar cred că sunt sigur că aici în casă îi va fi puțin greu o perioadă pentru că sunt amintiri legate de el. E casa. De așa natură, într-adevăr. De așa natură, dar cu siguranță o să fie totul bine și... chestia asta cred că te-a maturizat un pic și, și de acum o să înțelegi și lucrurile se vor schimba. Nici nu mai mă las pradă la așa, sunt foarte... Nu mai cred de nimic, dacă îmi spui sunt prietena ta, nu mai cred nimic, pe bune vorbesc. Nici în mine nu mai crezi? În tine, Raluca, am câteva persoane. Mă bucur. Nici că de Bianca. De ce? Mă simt prost față de ea, fiindcă am spus că nu o să te chem. Nu, și promis. Bianca ar trebui să fie suficient de matură să înțeleagă de ce m-ai chemat. Bine. Te pupi. Pam. Pam. A zis Andrei acolo niște ceiuri să o întreb. Neapărat. Bă, eu zic să stai acolo, că vei fi chemat din nou. Ei. Cine a fost? Ai avut o surpriză? Sau ce s-a întâmplat? Da, a fost o surpriză. Nu, dar a fost gălăgie mare, wow. A fost o surpriză că m-a chemat plușii. Opa. Acum vorbeam de ea. Și Bianca a venit să asculte la ușă. Păi de-aia s-a fost. Păi și-am deschis ușa, băi, ce cauți aici? A, păi de-aia, s-a auzit ceva. M-am bucurat foarte mult că Marina m-a chemat în Camera Roșie. M-a chemat pentru că oarecum simțea nevoia să vorbească cu mine. Eu întotdeauna am liniștit-o și am fost alături. Nu a uitat de Daniel, dar vă spun sigur că este pe drumul cel bun și pe cale de a-l uita și pentru prima dată cred că a realizat locul ei în viața lui. Când iubești cu adevărat și mult, nu se treacă și chiar... Uite, dacă... și la mine, fostul meu iubit după câteva zile de relație, cred că o săptămână sau două, eu m-am internat în spital că aveam probleme cu rinichii, că v-am zis. Și el s-a dus singur și își dorea să-mi dea rinichiul lui și eram împreună de două săptămâni. Eu n-aș fi făcut așa ceva. Păi fiecare simte diferit. Nici nu aș face ceva, nici după un an, doi, cred că n-aș mai face niciodată. Da, dar el mă iubea, era foarte îndrăgostit. Cum să iubești, mă, după două săptămâni? El n-a fost îndrăgostit niciodată. Eu am simțit că m-am îndrăgostit după 4 luni și trăiam deja în casă împreună, că mi-am dat eu seama că îmi iubesc. Bianca! Uite ce are pe buze, are luci. Pe obraz. Glumeam. Na, și asta vreau să zic, că e părerea ta. Nu mă, nu mă interesează. Nu asta, ho. Zi, termină. Toți băieții au ajuns la concluzia asta, nu doar Bogdan. O concluzie foarte proastă, părerea lor, că nu mă interesează. Nu mai vorbesc, da, că nu mai sunt prietenele ei. Nu? Ei, dacă se uite la Camera Roșie, o să vadă ce am spus. Nu știu dacă Marina se gândește la ceva în legătură cu None, doar că el a chemat pe None în Camera Roșie doar să o mai liniștească, pentru că None o înțelege la ceea ce simte ea pentru Daniel.
Da, tu vezi că nu dacă ar vrea să stai cu altă fată, nu stă că ce? Păi nu, dar toate se teme că se supără. Eu nu mă... Se teme el de ceva? El nu se teme. Nu, noi. Eu nu, că eu n-am de ce... Dar te intereseze persoana ta. Prost, așa că știu. Adică n-am zis să mă simt prost, că știu că n-am făcut nimic acolo, că nu m-am dat la none sau n-a fost nimic, am vorbit cu el strict de problema mea. Când Marina l-a chemat pe none la camera roșie, am simțit o mare dezamăgire. Vață de ea. Dar Bianca, la de ce nu te-ai supărat și ai zis că nu mai vorbești cu ea? Cât ori cu none-o stat. Nu mai faceți copilării din astea. Nu te mai băga la Luca dacă nu știi despre ce e vorba. Bine. Eu nu vorbesc de gelozie, știe ea foarte bine și o să-i spun. Auzi, știi ce să o întrebi odată pe Bianca? Ce sentiment are pentru tine? Da, o să zic că e îndrăgostită. E îndrăgostită, nu mai iubești. Sau să o întreb ce boală are. Nu mă simt foarte bine când o văd pe Bianca plângând și susținând că din cauza mea plânge sau din cauza geloziei. Da, ce-i drept, îmi pare rău că s-a ajuns aici. Mi-aș dori să fie mai matură și să înțeleagă, că am explicat de foarte multe ori, că în afară de o prietenie între noi nu poate fi absolut nimic. Și să permită fetelor să se apropie de mine, să nu... Ea încearcă să mă facă să mă simt prost de fiecare dată când mă apropii de vreo fată. Știe că am foarte mult bun simț și țin cont oarecum și de ea. Oarecum țin cont. Dar ar trebui să fie conștientă că dacă o fată o să-mi placă suficient de mult, nu voi mai ține cont.